Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 19 și astăzi vom picta un simpatic pandarin cocoțat într-un cireș înflorit. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place ceea ce pictez și dacă vreți să mai pictez chestii drăguțe și pe viitor. De asemenea, subscribe plus clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun episod. Iar dacă sunteți nou și nu știți ce e cu seria aceasta, este un challenge, o provocare la care m-am înhămat, să zic așa, și anume să pictez câte o pictură în fiecare zi și să o postez timp de 365 de zile. Fiecare pictură este specială pentru începători, fie începători absoluți care n-au mai pictat niciodată, fie începători cu niște baze ale picturii. Așa, și să revenim. Am un carton pânzat ca și suport pentru pictură, de dimensiunea 18x25. Le puteți cumpăra pe acestea oriunde, de la orice site special pentru art supply-uri, de la... le găsiți și în Jumbo, în Jumbo, de exemplu, și cu pensula numărul 50 din păr sintetic. Am amestecat un roz, un portocaliu deschis, așa, și cu alb, ca să fac un fundal nu foarte bine definit, la să fie să avem niște texturi, vedeți. La fundal este simplu, nu trebuie să faceți neapărat cum am făcut eu, faceți orice fundal care vi se pare vouă drăguț, acolo vă opriți. Am stat să usuce fundalul și apoi vedeți cu creionul, am schițat pomișorul nostru și un simpatic pandarin cocoțat în el. Așa, asta vă sugerez și vouă să faceți întotdeauna, să schițați în creion ceea ce vreți să pictați. Apoi am luat un maro deschis și pictăm pomișorul. Am deschis cu un pic de alb. Foarte important, eu pictez cu vopsea acrilică și o diluez cu apă. Există și niște soluții speciale care prelungește durata de uscare sau chestii de genul ăsta, dar eu folosesc cu apă, pur și simplu. Încerc să fac cu maroul mai închis pe laterale și cu un pic mai deschis pe interior copăcerul nostru. Pensulul este foarte important dacă nu putem să le curățăm direct. Vedeți că eu aceea am aruncat acolo în apă. Să le lăsăm măcar să stea ude în apă, pentru că vopseaua acrilică se usucă foarte repede și dacă apucați să usuce, mai greu o scoatem sau deloc. Vedeți, cu maro și cu alb, fac mișcări din stânga în dreapta pe copăcel și creez o textură și vreau să fie și porțiuni mai închise, adică scoarța lui. Creez o textură asemănătoare cu scoarța, cum vreau eu să o redau. Și porțiuni mai închise și porțiuni mai deschise. Pentru porțiunile mai închise folosesc maroul maro și pentru porțiuni deschise amestec cu alb. La fel și aici, lucrează fiecare după bunul plac al inimii și când considerăm că este gata, ne oprim. Foarte important este să știți, nu trebuie să aveți talent ca să pictați. Nu trebuie să vă iasă cum iese și mie, n-are nicio importanță cum iese și mie, vă iese cum vă iese vouă. Ideea este că pictura este o abilitate pe care o învățăm practicând-o. Nimeni nu știe de la început să picteze ceva până nu încearcă. Și eventual nu o să ne iasă din prima, dar nu asta contează. Așa, cu alb acum colorez pandarinul nostru pufos. Cu un strat subțirel de alb și am murdărit, să zic așa, un pic albul cu maro și să nu aibă blana, nu vreau să aibă blana albă-albă. Între cele două crenguțe cu negru, negru pur, îi fac o mânuță. Și tot cu maroul care am făcut și copăcelul, cu o pensulă liner, cu vârf ascuțit, subțirică, trasez niște crenguțe. V-am mai spus la crenguțe, primul sfat foarte important este să diluați cu apă ca să puteți trasa liniuțe subțirele. Și al doilea sfat mai important este să țineți pensula când pictați crenguțe, cel puțin de la jumătate, dacă nu chiar despre vârf, despre vârful celălalt, nu la unde scrie. Adică nu ca pe creion la școală. Prin treaba asta încercăm să pierdem controlul, să facem mișcări mai tremurate, pentru că mișcările tremurate sunt niște crenguțe foarte, foarte realistice. Dacă ținem ca pe creion, o să facem niște mișcări mai ca la școală și nu or să fie realistice. Asta este foarte important. Când s-a mai uscat un pic copăcelul nostru, tot cu aceeași pensulă liner, vedeți, mai fac niște mișcări din stânga în dreapta copăcelului nostru cu un maro, același maro, dar combinat cu mai mult alb.
și îl blenduiesc un pic. Și pe crenguța din dreapta și pe el în sus. Am spus, micile retușuri la copăcel le facem după bunul plac al inimii fiecăruia. Dacă voi considerați că e ok cum arată la un moment dat, nu mai interveniți la copăcel, îl lăsați cum este. Când s-a uscat primul strat de alb, am mai murdărit, să zic așa, un pic de alb cu niște maro, dar foarte puțin, este un maro super deschis, prea alb, și l-am mai dat încă un strat pe corpul panarinului ca să reda o blăniță un pic mai murdară, să nu fie alb imaculat. Acum cu negru îi facem un picioruș. Vedeți că e important ca piciorușele, de fapt, să se suprapună un pic cu copacul, să dea impresia, adică noi vrem să arătăm că el se ține cu picioarele și cumva e înfășurat în jurul copacelului. Vedeți că ambele mânuțe sunt peste copacel și la fel și ambele piciorușe. La fel o să-i facem cu negru și urechile. Și deja a noastră compoziție ușor-ușor prinde formă și arată foarte drăguț. La pictura acrilică trebuie să țineți mereu cont că se usucă foarte repede și în general în pictură se lucrează în straturi. Deci nu o să dăm un strat când facem ceva și o să fie perfect. Dăm un strat, se usucă, mai facem încă un strat, mai retușăm niște chestii pe acolo, se usucă și acela. Și din mai multe straturi ajungem la rezultatul care ne-l dorim. Pentru floricelele de cireș am un roz pal și un magenta și pur și simplu fac 5 buline, 5 cerculețe din care formez o floricică, o floricică foarte simplistă și încerc să fac așa, buchețele de câte 3 în principiu, încerc să nu le aglomerez foarte tare pentru că o să vreau să mai adaug după aia și cu rozul deschis care l-am acolo pe paletă, să fac niște floricele roz deschis și apoi să fac și niște floricele albe sau un roz super deschis spre alb. Deci arată foarte drăguț. Vedeți că acest magenta e foarte, foarte frumos, arată pe fundalul roz pal. Acum cu alb, punem cât un punctișor în fiecare floricică, în centrul ei. Acum cu rozul care l-avem pe paletă, facem niște floricele printre acestea, chiar dacă nu o să se vadă foarte clar pentru că se aseamănă foarte mult cu fundalul, totuși se vor vedea. Și dau o notă mai interesantă. Compoziției, în punctul meu de vedere, ajută când avem floricele de 3 culori diferite. Și oricum sunt floricele foarte simpliste și foarte ușor de făcut. Tot la fel cu alb, le fac și lor centru. Le pun cât un punctușor, punctuleț, sau cum vreți să-i spuneți. Și acum cu alb, facem a treia floricică printre celelalte floricele și o să le facem punctișorul din jumătate cu magenta. Din când în când să mai facem un pas în spate când pictăm, să ne uităm dacă avem vreo zonă supraîncărcată sau vreo zonă subîncărcată, unde mai trebuie să adăugăm ceva. Ca să facem o compoziție echilibrată. Asta e un sfat pe care pot să vi-l dau și este un lucru destul de important de ținut minte și de ținut cont. Și cum am spus cu magenta, la fel cu pensula liner subțidică cu vârf ascuțit, numărul 6, numărul 4, numărul pe acolo, partea de jos, gama de jos a pensulelor, adică micuțe, facem punctulișorul. Mai vin cu încă un strat de negru, să închid foarte tare piciorușele și mânuțele. Ce este foarte important când pictați este să nu vă grăbiți. Eu acest videoclip este de 15 minute, dar mie ca să fac ursulețul meu mi-a luat cam 45 de minute spre o oră să fac această pictură cu totul. Deci vă dați seama, dacă vreți să pictați, eu oricum vă sugerez și vă recomand din suflet să pictați pentru că pictura este o cale minunată de a ne descoperi pe noi, de a ne relaxa mintea, de a ne spori creativitatea, este efectiv minunat. Dar trebuie să nu ne grăbim. Chiar dacă toate sunt rapide și totul este grăbit în ziua de astăzi, când pictăm să ne acordăm măcar o oră minim, să nu fim deranjați, să nu ne deranjeze nimeni, pur și simplu să fim noi cu ce avem în față, cu pânza, cu culorile și să ne
să ne pierdem în ceea ce facem, să ne regăsim pe noi, practic, pictând. Și nu există pictură rapidă, nu, și nu are de ce să fie rapidă, pentru că nu ne alergă nimeni, nu ne grăbim nicăieri. I-am făcut boticul un pic mai deschis, vedeți, am folosit un pic de alb cu un pic de maro, foarte puțin, ca să umbresc un pic zona din jurul botului. Mai adun niște retușuri cu negru la ochelari, să zic așa, petele acelea negre din jurul ochișorilor. Ne facem și năsucul, care este un triunghi, foarte simplu, cum fac și când desenez special al canal. Îi facem cu un gri, amestecăm negru cu alb, facem un, obținem un gri, un gri așa, cam cum l-am făcut eu, și facem forma piciorușului și trei gheruțe. Practic sunt pernuțele. Îi facem la fel și gurița, tot la fel cum o facem și când desenăm, pur și simplu cum desenez de obicei și vă spun dacă mă urmăriți pe celălalt canal. Așa, cu mișcări de apăsare, de tapotare, de cum vreți să le numiți, mai creez niște un pic de textură a blănii. Nu vreau să fac un urs panda realistic, vreau să fie un urs panda cute, un urs panda drăgălaș și un urs panda ușor de făcut. Pentru că tutorialele pe care le fac eu, aceste clipuri, se adresează începătorilor. Nu vreau să intru în chestii mai realistice. Vreau să fie, pentru că pictura în general trebuie să fie o bucurie, trebuie să fie o relaxare, nu trebuie să fim stresați. Și nici dacă vrem să pictăm mai realist sau vrem să învățăm mai serios să pictăm, nu trebuie să fim stresați. Pur și simplu învățăm, încercăm, greșim, încercăm iară, până înțelegem conceptele de bază și toate chestiile care ne fac să pictăm mai bine. Și nu talentul. Nu ne trebuie talent, nu. Dacă vrem să desenăm un urs panda realistic, nu trebuie talent. Trebuie să cunoști foarte bine anatomia animală, să cunoști foarte bine anatomia lui și să cunoști foarte bine teoria culorii ca să știi să îi poți să îi redai fiecare umbră, fiecare parte luminată, să înțelegi cum e treaba cu lumina, de unde vine, unde pică, unde lasă umbră. N-ai treabă cu talentul. Cine știe să deseneze și să picteze suprarealistic sau hiperrealistic, sunt niște oameni care au învățat foarte mult, și când zic foarte mult, mă refer la foarte mult, și atât, n-ai treabă cu talentul. Este doar meritul lor și este o abilitate învățată. Așa, cu un maro închis și cu apă diluat ca să poți trase o linuță subțirică, trag conturul la copăcelul nostru și vedeți, nu îl trasez drept. Fac linia așa mai șerpuitoare, mai neregulată ca să... Na, copăcelul mai are și asperități, mai are noduri, mai are cioturi. Îi facem ochișorii cu negru, dar nu mi s-a uscat albul de dedesubt și... Nu mai insist, las să usuce și mai vin cu negru un pic în zona ochelarilor, așa, să-i schimb forma. Am schimbat forma, că era, mi s-a părut mie că era prea rotunzi. Mai pun un pic de negru acolo în ochișor. La fel cu negru, mai micșorez din partea albă ochișorii, sper că e prea mare. Și fac ochișorii un pic mai micuți. Asta e drăguț, că putem, când s-a uscat, putem acoperi zone care vrem să le acoperim. Vopseaua acrilică nu este ca și acuarela, este mai opacă și când punem un strat, mai ales dacă nu-l diluăm, este foarte opac și acoperă ce e de desubt. Deci dacă vrem ceva să ascundem, putem să ascundem. La fel cu acum cu maro combinat cu mult alb, fac așa niște, ca niște zigzaguri și conturez exteriorul ursulețului. Ceva care seamănă și aduce cu un fel de firicere de păr cu blană ciufulită dinspre exterior. Și nu numai un singur rând spre exterior, intrăm un pic și spre interiorul corpului cu ele. Tot la fel tapotăm așa imaginea. Ne apropiem de final, dragi prieteni, sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că ați pictat cu mine. Dacă ați pictat cu mine și vreți să vă dau păreri sau vreți să vă dau sfaturi sau vreți pur și simplu să-mi arătați, o să aveți în descriere Instagramul meu, acolo puteți să-mi trimiteți pozele voastre, puteți să-mi puneți întrebări legate de artă, legate de pictură. Sper că v-a plăcut pictura de astăzi, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe dacă vreți să fiți la curent cu fiecare pictură care o postez în fiecare zi, această lungă călătorie la care am pornit, sper eu împreună, de un an de zile, și eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că ați învățat ceva util astăzi, sper că sunteți un pic mai abili în a picta și un pic mai talentați în ghinimele, să zic așa,
și o să ne revedem și o să ne reauzim mâine cu un nou tutorial.